comitet de lucru sau un grup de lucru. Vă spun că sunt surprins că la experiența pe care presupun că are domnul prim-ministru, nu a luat mai demult decizia, chiar când era ministru în funcție, să facă ceea ce se face peste tot într-o asemenea situație de criză majoră. Adică se constituie o celulă de criză și care trebuie să încerce să analizeze, să constate care sunt cauzele fenomenului la care ne referim și după aceea să facă un set de propuneri, un set de măsuri care trebuie puse rapid în aplicare.